Potrivit evidențelor Direcției de Asistență Socială DEVA, 76 dintre cei 127 de administratori de bloc din municipiu nu dețin un certificat de calificare profesională și conduc, totuși, 227 din cele 424 de asociații. Certificatul de atestare profesională este obligatoriu de la 1 ianuarie 2022 pentru administratorii de bloc care doresc să-și păstreze funcția. De asemenea, acesta este principalul document pe baza căruia se obține atestatul. Direcția de Asistență Socială DEVA continuă și în 2022 campania de verificare a certificatelor de atestare profesională pentru administratorii de condominii. Este important de precizat faptul că peste jumătate din administratorii care activează în prezent în municipiul Deva nu au adus la cunoștință Direcției de Asistență Socială existența acestui certificat de atestare. Aceste peste 70 de persoane administrează în prezent peste 200 de asociații din municipiu, dintr-un total de 424. Administratorii de bloc au avut la dispoziție mai mult de 2 ani pentru a obține certificatul de calificare profesională. Prin urmare, cei care nu s-au atestat riscă amenzi de la 5.000 la 10.000 de lei pentru desfășurarea activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Tot potrivit legii, amenzile vor fi plătite de către toți proprietarii din cadrul asociației. Încă mai este timp pentru intrarea în legalitate, mai spun reprezentanții Direcției de Asistență Socială DEVA, iar reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita direcției sprijin și îndrumare cu privire la obligațiile și drepturile ce le revin conform legii. Mai multe informații puteți obține la numerele de telefon 0755 878 637 sau 0254 218030 tasta 7 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri în intervalul orar 8-14.